Cel mai bine ar fi să apelăm la medicina naturistă, plante pentru cer pe care le cunoaștem din bătrâni și despre care știm că au efectul dorit de noi, să consumăm cantități mari de fructe proaspete sau congelate și mai puțin suplimente alimentare, care au în compoziție tot felul de euri sau substanțe pe care unii producători au uitat cu ghilimelele de rigoare să le specifice în prospect. Așa cum arată și un studiu realizat de Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România, cum că mulți producători folosesc euri în tabletele de subt pentru răceală. Iar dacă simțim că problema de sănătate cu care ne confruntăm, fie ea și o banală răceală, ne depășește, să ne adresăm de urgență medicului de familie sau specialist care deține soluția salvatoare. Vitamina C în continuare este socotită, dar vitamina C naturală. Sigur că sunt atâtea produse, medicamente sau sunt și produse care nu sunt socotite medicamente, care sunt socotite factor alimentar, care au tot felul de alte molecule în aceste produse și despre care de multe ori nu se știe exact ce reprezintă. La fel ca și într-un aliment. În mod normal și moral și profesional ar fi ca fiecare care fabrică, că e medicament, că este aliment solid, lichid, să spună cu adevărat ce include acesta. De asemenea, atunci când vă confruntați cu o răceală, lăsați deoparte antibioticele, mai ales dacă nu vi le-a recomandat medicul, și folosiți antitermice pentru a scădea febra, antiinflamatorii, medicamente de tuse sau picături pentru nasul înfundat.